seara suntem la prime time. Eu sunt Lie Nichiforova și astăzi am schimbat puțin formatul. Avem în studio doi invitați, doi consilieri municipali din Chișinău, Valentin Todercan, consilier PCRM și consilier neafiliat Teodor Cârnaț. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara. Vă propun tradițional un subiect tabu pentru dumneavoastră, dacă îl aveți, cineva, ceva care nu poate fi discutat astăzi, ceva ce ține de relațiile de familie, personal, averi, declarații. Nu avem, nu. Mă bucur. Atunci vreau să mă întreb cum ați ajuns până la noi, ținând cont de drumurile noastre. Ați mers cu transport public, cu mașina personală, cu ce ați ajuns? Eu cu mașina personală. Dar, bineînțeles că, ocolind toate gropile și... Domnul Cârnaț a întârziat, ați avut câteva probleme până ajunge în coace? Nu, am avut o întâlnire ca și avocat și am prestat servicii juridice și ora avocatul de multe ori taxată în sensul ăsta. Dar am la emisiune la fel cu mașina personală, am o mașină de teren de acum pe al patrulea, din cauza că unii trăiesc fără mașină de teren, nu ies de acolo. Și am și noroc că și gropi din oraș, de multe ori sunt, așa știți, ocolite de mașini de teren. Deci, pentru mine personal, nu prea este un mare pericol gropile din începe Chișinău, mai mult cei care au autoturisme mai mici. Păi acum business cu mașinile de teren e mai bun decât cei care au limuzine sau au mașini simple. Pentru că mașinile de teren sunt mai, bineînțeles, mai trainice și toată suspensia este mai durabilă. Pe când eu anul ăsta deja am reparat tot ce ține de amortizoare și de suspensie de două ori și la Volkswagen-ul meu. Și a costat scump? E scump ușor, da. De două ori de acum? De două ori, da. În jur de... 1800, prima oară, a doua oară, 1800. Puteți cere municipalității, deși sună straniu, pentru că faceți parte din administrație, puteți cere cumva de stăpânire? Din administrație? Eu cred că ar fi mai normal dacă s-ar aduna în oraș o asociație de persoane, compusă din persoane care au pătimit din cauza drumurilor și ar cere despăgubiri administrații municipale, eu m-aș alipi acestei asociații și aș da și sfaturi și aș spune unde e mai dureros pentru municipalitate, pentru că așa nu se mai poate răbda. Ne promit drumuri. Chiar sâmbătă am fost pe strada Calea Basarabiei și m-am mirat o chestie. Noi am votat bugetul marți, adică da. Voi l-ați votat, că fracțiunea noastră nu l-a votat. Dar pe Calea Basarabiei deja s-a efectuat frezura drumului de vreo 3 săptămâni, probabil. Și mi-am pus întrebarea, cine putea ști din timp că achizițiile publice vor fi câștigate anume de firma asta care a efectuat o parte din lucrări? Deoarece să știi că tenderele se anunță din timp, ele trebuie să fie publicate pe buletinul achizițiilor, Agenția Achizițiilor Publice, cel puțin 30 de zile după legislație. Dar uite că lucrările au început, au demarat. Firma care a făcut aceste lucrări probabil și asumă cheltuielile și sper că și le va întoarce. Fie ea că e întreprindere municipală sau întreprindere privată a cuiva, dar lucrările au pornit fără ca să fie anunțat un tender public. Dar și așa bugetul a întârziat cu cât? Cu 3, cu 4 luni? Adoptarea bugetului de acum e un lucru normal pentru 3 luni. Da, 3 luni. Capitala. De ce se întârzie? Dar eu am și declarat în cadrul ședinței Consiliului Municipal că putea să se întârzie. Trebuia în luna decembrie, de acum să punem lucrurile pe ei, dacă domnul primar general era mult mai abil și mult mai înțelegător. Și acest lucru putea să întâmple inclusiv cu votarea fracțiunii PCRM-ului. Adică putea să o facă lucrurile acestea dacă primarul general nu lăsa de azi pe mâine, ulterior nu găsa limbaj comun cu acei din PRDM, ulterior s-a ridicat problema numirii în funcție a unor viceprimari, a unor preotori, a unor șefi de direcție,
ulterior văd că s-au renunțat. Până la urmă n-am înțeles, fiindcă eu am spus că nu-i bine că noi ajungem în luna aprilie și noi nu am aprobat bugetul municipiului Chișinău. Deoarece domnul Cotodercan are dreptate aici când s-au început anumite lucrări de reconstrucție sau de renovare a unor străzi principale, fără ca să fie organizate anumite licitații publice, adică fără ca persoana respectivă juridică să fie selectată prin concurs, prin licitație. Nu știu în ce măsură acesta corespunde adevărului, a fost sau nu a fost licitație, deoarece licitația dumneavoastră se organizează după ce are loc aprobarea bugetului. Deoarece în buget sunt alocate sume pentru reconstrucția, anul acesta 106 milioane de lei pentru reconstrucția străzilor din municipiul Chișinău. Și legea prevede la achiziții publice, prevede că tu acolo trebuie să pui sursa de finanțare. Sursa de finanțare fiind bugetul, deci e clar că aceste lucrări au fost făcute din buget de către cineva în prealabil, cu speranța, hai să zic, ca să nu jignesc pe nimeni, că vor câștiga acest concurs sau cu speranța că cel puțin li se vor întoarce aceste cheltuieli. Dar o să ne interesăm. Numai că eu, din practica mea ca avocat, sunt de părerea că aici este altă problemă. S-ar putea că această întreprindere a câștigat licitația anterior, dar acestea încă sunt rămășițe de anul trecut, în sensul ăsta. Referitor la ridicarea primului strat de asfalt, acest de acum poate corespunde unor lucrări care trebuia să fie făcute în 2012 și nu în 2013. Aceasta pe parcurs. Să cerem domnului... În bugetul adoptat, bun el fie rău, contestat de unii sau lăudat de alții, se conține o sumă net superioară față de cea alocată anul trecut pentru reparația drumurilor. Credeți că în sfârșit vom avea drumuri bune? Pentru că situația degradează tot mai mult în Chișinău. Moldova, practic, este în topul țărilor cu cele mai proaste drumuri. Și Chișinău ia un loc de frunte pe teritoriul țării. Printre altele, invidieze în prezent pe domnul primar general cu astfel de buget, fiindcă aproape 2 miliarde și 800 de milioane. 900. Cheltuielile aproape sunt 900. 2 miliarde și 900 sunt cheltuieli. Pentru reparația drumului. Pentru reparația drumului împreună cu creditele care au fost de acum negociate de către administrația publică locală, cam 500 de milioane vor fi investite. Nu, anul ăsta jumătate. Nu, vor începe 500 de milioane, cam așa. Cu creditele, da. Tot cu credit 500 de milioane. Aceasta este o sumă record pentru renovarea străzii municipalitate. Dacă se vor face lucrări calitative, s-ar putea ca nu peste un an să le începem, să le reparăm acel ca de Alba Iulia. Asta pe mine mă deranjează cel mai mult. Dacă vom face lucrări calitative. 500 de milioane, asta e mult pentru municipalitate în comparație cu alte state și cu alți ani. Însă, vom vedea în ce măsură aceste lucrări vor fi calitative. Pentru aceasta nu trebuie ca cei care au sarcina de a monitoriza, de a cere ca întreprinderile care investesc banii în construcția străzilor să facă în conformitate cu standardele UE. Dar noi luăm banii sau cheltuielile le arătăm în conformitate cu standardele UE, în realitate calitatea moldovenească. Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, străzile atât la nivel național cât și la nivelul municipalității. De ce? Eu cred că pentru 2013 s-a smuls bani și eu cred că dacă primarul și împreună cu acele întreprinderi care vor câștiga de acum licitații vor investi acești bani după destinație, s-ar putea ca timpul cel mai apropiat să simțim calitatea șoselilor în municipiul Chișinău, să le simțim. Însă eu mă îndoiesc. Mă îndoiesc din cauza că de multe ori se declară o sumă la reconstrucția unei străzi, în realitate, până la urmă, se cer mult mai mulți bani, fiindcă la momentul când s-a organizat licitația, nu s-a luat în considerație infrastructura că trebuie schimbat, nu s-a luat în considerație bardurile că trebuie să fie mutate în dreapta și în stânga, și atunci când vin de acum la rectificarea bugetului, suma inițială a fost licitată, de exemplu, de 100 de milioane, ulterior spun că e 120. Și acest deficit de multe ori parcă lovește în necalitatea lucrărilor. Păi cine e responsabil de evaluarea costurilor lucrărilor? De ce străzile reparate recent sunt pline de gropi? Practic ne miră dacă avem în Chișinău un segment, o porțiune de drum pe unde mergi și nu mai ocolește aceste gropi. La întrebarea asta, dacă îmi permiteți dumneavoastră și domnul consilier, я хочу на русском. Немножко поговорить, перейти на русском. Только не мат. Что-что? Только не мат. Нет, матом нет.
Дело в том, что я вообще не верю в реабилитацию наших дорог. Никогда. Почему? Потому что у нас вот господин Карнас только что сказал, напомнил нам про Алба Юлю. Получился блин, первый блин тогда был комом, почти что первый. Но некачественные работы получились. В прошлом году наша фракция голосовала за бюджет и за реабилитацию этих дорог. Мы не голосовали только за кредит, который было 22 миллиона евро. И что мы получили в этом году? Где те дороги, которые нам обещали так горячо, так красноречиво господин Примар, что будет? Даже в парке с деревьями, он перед деревьями отчитался, что будет все красиво, будет у нас очень много дорог. И получилось, что у нас одна дорога вот мимо Букурии, которая проходит это шоссе. А в основном что? Что? Дондо-Деркан, Вадуй-Вода. Вадуй-Вода, Кардукамдат. Вадуй-Водская, а то, что он говорит по-мунчевски, я в воскресенье проехал по этой улице. Покажите мне европейский стандарт, куда воды будут собираться, потому что там нет никакой канализации, там после дождя можно ловить рыбу. И как была лужа там, так и болото и осталось до сих пор. Сделайте, не надо делать 1000 километров, сделайте 100 или 10 километров, но сделайте так, чтобы мы не говорили, что как их делать, потому что это советский стандарт. Советский стандарт был до тебя, а ты уже 6-й год у власти, и ты мне говоришь про советский стандарт. Уже не может быть советский стандарт, уже это называется киртоковский стандарт. Если киртоковский стандарт такой, что этим водосточным трубам нет места под дороги и некуда стекаться вода, то о чем мы говорим? Это просто отмывание денег. И через 2-3 года, я подаю простой пример. Василий Урсу, которого вы знаете хорошо, сделал кусочек дороги Панхалипа до Измайловской. В 2006 году до сих пор эта дорога держится. Дорин Киртуак в 2008 году сделал дорогу Георгия Саки. Проезжайте, если вы не проезжали давно. Я сегодня проехал по этим улицам. Георгия Саки полностью разрушена. Ну, не полностью. Ну, полностью. Ям. Нет, почти что полностью. Ну, политические точки зрения полностью. Не субъективно. Я проезжала. Но там еще только что проезжал. И там есть ямы. Есть ямы. Не полностью. И эти ямы удивляют, потому что если дороги... Не, но по сравнению с Панхалипой, это разрушенная дорога. Георгия Саки разрушенная дорога. Или тот же этот виадукт тоже во времена Василия Урсу строили. На даче, который проезжаешь, держится до сих пор. Или Индепенденция улица держится до сих пор. Почему так получается? Или его обманывает кто-то, ставит некачественный материал. Или он такой дурачок, что он не может проверять и требовать таким образом, чтобы его не обманули. Ну, даже ваш этот претор Крылик показал, какое качество на бульвард Григорий Веру, который имеет полгода этот асфальт. О чем мы говорим? Поэтому я не могу поверить в то, что у нас будут качественные дороги. Да, будут немножко лучше, потому что снимается этот слой, фреза Кенсифачи. Бенецелес Туарн, он страт де асфальт, который май бун декат чейча фост. Dar noi vorbim de integrare europeană, noi vorbim de standarde europene, noi vorbim de prețuri europene, noi vorbim de credite de la Banca de Dezvoltare Europeană. Ar se dublează fondul rutier, s-a dublat deja. Ar trebui să avem și calitate europeană dacă cineva a fost prin orașele europene și a văzut ce înseamnă Europa. Cine poate fi pedepsit, sancționat pentru calitatea drumurilor din Chișinău pe care practic șoferii plătesc de câteva ori? Odată plătesc în fond rutier, apoi acest fond rutier a fost dublat la nivel republican pentru ca să fie vărsări și în bugetul local.
Mai sunt și multe alte chestii în care, care implică cheltuieli financiare din partea șoferilor. Și nimeni, în schimbul acestor cheltuieli, nu le garantează servicii, da? Da. Sau drumuri calitative. Printre altele, cine trebuie să răspundă? Serviciul referitor la infrastructură, transport, cade pe umerii administrației publice locale. Cum nu-i straniu, dar pe umerii acestei instituții, ca drumurile și transportul public. În ce măsură administrația publică locală poate să presteze un serviciu calitativ, aceasta depinde. De multe ori, transportul public este concesionat sau este prestat de companii private, ceea ce este acum în municipalitate cu aceste rute de maxi-taxe. Acum, referitor la drumuri, cine este responsabil de calitatea drumurilor? Administrația publică locală. Dar cine le-a făcut? De acum, compania care a câștigat licitația, care a obținut câștigat licitația. Și atunci când? În contractul dintre administrația publică locală, direcția transport și căi de comunicații, care este condusă de Andrean Bodorescu și întreprinderea XYZ, s-a încheiat un contract. În baza acestui contract, firma respectivă spune că va presta un serviciu calitativ, cu alte cuvinte, va face șoseaua calitative și în aceste contracte subînțelege că termenul de exploatare a șoselei va fi un an, 5-10 ani. Garanții, nu se subînțelege. Nu, aceasta în contract se scrie. Dacă în contract se scrie că drumul respectiv va deservi sau va servi populația 5 ani de zile și orice neajuns va fi reparat din contul întreprinderii respective. Noi la acest capitol încă n-am ajuns, din cauza că o parte din drumurile care au fost reparate în municipalitate a fost făcute de o întreprindere municipală ex-grupă. Dar în cazul în care vorbim despre contractul cu firma Genesis, de exemplu, contractul care a fost de câteva ori modificat, extins termenul, semnate protocoale adiționale, între timp este deservit acel împrumut, deservit din contul cetățenilor. Nu toate se drumurile care au fost stipulate, care au fost prevăzute, au fost reparate. Se schimbă, se modifică, că nu mai dai de capăt. Tot aici este la nivelul negociatorului de contract. La inițial, dacă s-a negociat un anumit set de condiții, unde fiecare antreprenorul avea anumite obligații și le-a îndeplinit, de acum cel care, direcția transport și căi de comunicație, avea obligațiunea de a recepționa acest drum și în cele din urmă a recepționat un drum necalitativ și toate problemele ulterior le e direcția transport public și căi de comunicație. Și dacă aparent joacă pe același teren? Dacă la momentul când s-a negociat contractul, cineva a jucat pe terenul întreprinderii care a investit, de acum subînțelege corupție. Cu alte cuvinte, cel care era obligat să supravegheze, a închis ochii intenționat la unele clauze contractuale, ulterior noi trebuie să demonstrăm că aceste contracte au fost unilaterale și prevedea numai interesul întreprinderii care luat banii, dar nu interesul administrației publice cine locale. Putea să verifice? Pentru a verifica aceste contracte, noi ca și consilieri, noi avem tot dreptul să ridicăm această problemă. Și mi pare bine că unii din colegii mei, dacă nu mă știu domnul Gurău, a ridicat problema acestor contracte. În ce măsură banii au fost consumați după destinație. Dar, al moment, așa s-a ridicat numai problema, chiar și atunci noi am votat pentru votul de neîncredere șeful direcției căi de comunicații și transport public. Și ulterior, ca să prezinte anumite informații referitor cum s-a cheltuit acești bani și care este situația reparației șoselilor la 2012, la anul 2012. Problema următoare. Consilierul ridică problema. Dar nu este mecanismul de traducere sau de implementare acestei probleme în viață. Domnul Băldurescu, din câte mi-aduc aminte, a venit cu o notă informativă foarte succintă, fără ca să ne prezintă un tablou al situației la acel moment. Și mai departe ce? Consilierul a ridicat problema. Cine este, cine poate să intervină? Centrul Național Anticorupție, Procuratura? Un moment. Dacă angajatorul, primarul, la angajat pe șeful direcției, pe Băldurescu, în așa situație noi vedem că minge pe terenul primarului. Înseamnă că nu este bun manager Andrean Băldurescu la șeful direcției transport și căi de comunicație. Dar dacă în acțiunile acestui șef sunt elemente de corupție, atunci trebuie să intervine Centrul Național Anticorupție.
dar pentru aceasta trebuie să aibă probe pertinente și obiective că anume această persoană este implicată în aceste acțiuni de spălare de bani și așa mai departe. Dar drumurile de afară nu sunt un argument? Acum vă spun, drumurile de afară. Poliția, în prezent noi avem Inspectoratul Național de Patrulare sau Poliția de Patrulare. Care are obligațiunea de a constata gropile și ulterior să oblige administrația publică locală să le repare. Chiar să atragă la răspundere contravenționale acei facturi decizii care sunt responsabili de aceste gropi. Adică să repare aceste gropi. Până în prezent, în competența lor intră și gropile? Să le constate. Adică, deoarece prin aceste gropi pune în pericol ce? Securitatea circulației rutiere. Pune în pericol. Și dacă este așa, atunci poliția este în drept. Deci până în prezent, poliția nu prea se grăbește să arate ce avem și cum avem. Fiindcă vor să spună că în Chișinău, ca și Republica Moldova, nu poți peste o noapte să repari ceea ce distruge natura. Domnul Cărnaț, că ați pornit vorba despre departamentul ăsta patrulare. Inspectoratul Național de Patrulare. Exact. Dacă vă amintiți, când li s-a dat lor mașinile în exploatare? Adică li s-a mânat cheile la mașină, pompos. În luna februarie 2013. Ați văzut dumneavoastră vreo mașină patrulând prin oraș? Acum o săptămână urmă, apropo, au fost plasate toate în fața guvernului. Așa, aproape toate, 100. Toate 100. Apoi, asta vreau să vă spun ce îmi povestește mie cineva din poliție. Toate mașinile astea stau parcate într-o parcare și nu le se permite să meargă pe motiv că drumurile sunt foarte proaste și să nu cheltuie ministerul pe urmă ca să le repare. Este glumă, cred că. O fi și glumă, dar ea foarte, foarte mult seamănă cu realitatea, cu adevărul. Da. Pentru că pe asemenea drumuri, mașinuțele astea, nu cred că ele s-ar desface. Și ele ar demonstra... Și atunci primăria ar trebui să compenseze cheltuielile? Nu se știe dacă primăria. Probabil că sisteme guvernul sau prim-ministrul în exercițiu. Sisteme acum că va trebui iar să scoată o sumă de bani ca să pună la dispoziție acestor angajați alte mașini. Dar vorba nu e doar despre drumuri, Lia. Noi vorbim acum de administrația publică locală, adică vorbim de Chișinăul nostru, de capitală, nu pur și simplu un oraș a Moldovei, dar capitală care nu are niciun segment din tot ce ține viața cotidiană a chișinăuianului sau a orășanului, care ar prospera, care ar merge bine. Nici unul, cu toate că Dorin Chirtoacă iese și se laudă în permanență că lucrurile s-au schimbat spre bine, acum vorbim cu reprezentantul Alianței. Dumnealui nu este în Partidul Liberal, dar ești în Alianță, votez cu ei. Da, votez. Eu când vorbesc de... Dar nu toate proiect decizii, uitați-vă care a votat dumneavoastră financiar, eu am plecat de acolo, că erau corupte dintre însele. Dumneavoastră când vă trebuie, votați cu ei care... Eu știu, și da. Și special am adus în coasă, vă spui ce proiecte ați votat, coruptibile, împreună știu, cu ceilalți. Eu nu știu despre ce vorbiți dumneavoastră. Nu, cu arienda, de loturi de pământ, cu funciare, de eu am votat bugetul, regulamente, adică cei care nu miroasă corupție. Nu, aici cei ce am votat noi nu poate fi corupție, da? Dar dumneavoastră dacă aveți... Eu am cerere la Centrul Național Anticorupție de acum. Apoi asta vreau să vă sfătui, duceți-vă la CNA am fost și depuneți acolo, dar să vorbim pur și simplu la o emisiune despre corupție și dumneavoastră acuzați... Nu, domnul Tudor, că dumneavoastră a spus că fac parte în Alianță. Dar votez faceți, cu Alianța, dar corect. Dar votez cu toate proiecte decizii care au nevoie Chișinău. Buget. Care buget? Buget, regulamentul cu privire la... Hai să vorbim. Gestionarea resurselor funciare. Tocmai de asta eu am provocat tema de la drumuri ca să ajungem la o discuție mai provocatoare. Dar ce legat de aspectul... Spre exemplu, dumneata ai votat... Hai să zic, majorare, așa zisa, în ghilimele, majorare de taxe. Da, am votat. Da? Da. Majorând aceste din taxe... Cont, din contul taxelor se acoperă suma pentru venit. Nu se, va acoperi, din contra, s-a diminuat. De ce? Pentru că cel de la Ciocana, care e și consilier, și noi am obținut chiar și de la reprezentantul statului în teritoriu, domnul Palihovici, să se pronunțe chestia asta, și a spus că acela n-a avut drept să voteze pentru că e conflict de interese. El și-a votat lui micșorarea taxelor
Pentru că atunci când au venit liberal democrați și au propus 60 de lei pe metru pătrat pentru toată lumea, iar el anul trecut a plătit peste 200 de lei, i-a ieșit pe metru pătrat, ce ați făcut dumneavoastră? Domnul Tudorcan. I-ați băgat în buzunar cu deasila vreo 50-60 de mii eroare din cauza de euro acelui consilier. Domnul Tudorcan, dacă îți permite să eu consilier vorbiți? Petre. Acum vă spun. Petre, cum este? Domnul Tudorcan, eu sunt de părerea că dumneavoastră... Nu, eu nu duc eroare. Eu pot... Și dacă îmi permite să argumentez. Mă scuzați, cum adic tendențios? Din cauza că atunci când s-a pus întrebarea de 60 de lei, de metru pătrat s-a pus întrebarea pentru toate piețele. Toate piețele vor plăti 60 de lei. Așa, nu contează. Că e de la Ciocana, că e în centru, că de la Buiucan. Ca să nu fie tratat că cineva este favorizat. Și atunci noi nu putem vorbi despre conflict de interese în situația domnului Petru, fiindcă acesta taxe poartă caracter normativ. Ce nu poartă caracter individual. Dar nu opinia mea, e opinia reprezentantului vostru alianței. Eu, ce vorbim? Domnilor consilieri, vreau să vă întreb despre proiecte pe care, asupra cărora aveți puncte diferite de vedere. Ele sunt toate expertizate de oficiul Cancelarei de Stat? Nu. Niciunul. Nici nu sunt. Dacă noi le contestăm sau nu suntem de acord cu ceva, ne adresăm către ei și își expun punctul de vedere. Păi ei nu sunt prezenți la fiecare ședință. Dar și atunci ei poate să tacă și să spună adresați-vă la judecată. Păi nu intră în obligația lor să verifice legalitatea actelor adoptate? Intră în obligația lor de a verifica oportunitatea și legalitatea. Monitorizarea, da. De fapt, mai mult. Dar nu toate. Adică dacă ei consideră că unele acte dintre însele sunt ilegale sau nu sunt oportune, atunci s-ar putea să propună administrații publice locale să-și revoce propria decizie sau să se adreseze de acum în contenciosul administrativ pentru a declara această decizie ilegală. Avem de acum date statistici, s-au adresat anul trecut cu peste vreo 100 de cazuri, adică 100 de decizii. Domnul Palehovici spunea anul trecut că există foarte multe decizii pe care legalitatea lor nu a fost contestată. Nu, în general. General pe municipiu. Suburbiile. Păi, au fost revăzute ele sau sunt ignorate și în continuare un moment, dacă există o hotărâre a instanței de judecată, definitivă, atunci această decizie se consideră ilegală și dacă a intrat în vigoare hotărârea, ea nu mai are valoare juridică. De ce nu mai trebuie să fie revăzut de către Consiliul Municipal? Dar noi am ridicat problema. Îmi place și opoziția ce a făcut la direcția juridică. Că acele decizii care au fost votate ilegal de către Consiliul Municipal să arate problema. Ca ulterior să nu mai comitem astfel de probleme, fiindcă s-ar putea să fim dizolvați ca și Consiliul de drept. Dacă Consiliul Municipal va vota intenționat decizii vădite legale și aceasta se va dovedi pe instanța de judecată, s-ar putea Consiliul să fie dizolvat de drept din cauza că adoptă astfel de decizii ilegale. Sau da, penalizat. Fapt, da, aceasta va fi de acum o dizolvare de drept. Dar nu poate fi penalizat sau chiar până la dizolvare să se ajungă din cauza că se tot amână ședințele după alegerile locale au... Cam s-a schimbat ritmul, dacă anterior consilierii se adunau în fiecare săptămână sau chiar de două ori pe săptămână. Nu, anume că anterior se adunau la 3 luni de zile. Nu. Dacă vorbim de consiliul precedent, acum noi am votat o decizie care spune în fiecare lună, noi avem o ședință, cam se respecte. Domnule Cărnaț, noi mergeam la ședință, noi jurnaliști mergeam la ședință a Consiliului Municipal în fiecare săptămână. Nu, voi încurcați ziariște. Cele erau ședințele... Comisiile, ședințele administrative sau serviciile administrative care au loc luni. Vorbeam de zilele de joi, de ședințele Consiliului Municipal Chișinău. Când era președintele Consiliului, posibil că aveau alt program. Când exista funcție de președinte al Consiliului, acum ce se întâmplă? De ce se tot amână? Sunt neînțelegeri? Discutați proiectele? Domnul Dercan, eu sunt de părere din cauza că noi nu avem o lege. O lege contemporană și actuală cu privire la statutul municipiului Chișinău. Noi avem o lege încă din 1995 care îți bate cap în cap cu legea cu privire la administrația publică locală din 2006. Dar nu se mai bate acum. Referitor la probleme de cheie. Referitor la
numirea în funcție a șefului de direcție. Cea din, acolo spune cea din Chișinău spune Consiliul Municipal. Și ce cea, spun Consiliul? Iată, de public spune că primarul. Nu. A, domnul Dercani a făcut dar cunoștință cu dânsele. Exista și problema șefului direcției sănătate, au existat probleme anterior, da. Dar și Boldurescu nu numit legal. Boldurescu nu numit legal. E numit pentru o decizie a primarului care prevede că este interimar sau este temporar. Deci nu este, n-a fost organizat un concurs de ocuparea locului vacant după ce a plecat, Țărnă, da? Da. Și atunci primarul a luat printr-o decizie, a semnat o decizie și l-a numit pe băiatul ăsta. Dar asta nu înseamnă că chiar dacă și Consiliul îl numea fără concurs, putea cineva să conteste. Pentru că, în mod normal, într-o funcție publică, se anunță un concurs public. Și noi despre asta am vorbit. Nu o singură dată. Toate funcțiile care sunt publice trebuie să fie ocupate prin câștigarea unui concurs public. Vreau să vă întreb acum, când primarul are mai multe competențe, decide convocarea ședinței Consiliului Municipal, există mai puțin, situații de conflict dintre CMC-ul și administrația capitalei? Pentru că anterior dacă îmi permiteți să încep eu cu la tema asta. Primarul nu are conflicte cu administrația orașului, pentru că primarul Cu Consiliul. De administrație ați întrebat. Dacă de Consiliu, primarul are probleme primarul doar cu consiliu. Opoziția. Cu cei din alianță, el negociază. Ce negociază, noi nu știm. Noi nu participăm la negocieri, dar se vede când... Noi vedem doar când nu ajunge un vot, se tărăgânează, se așteaptă persoana aceea care trebuie să vină. Când îi trebuie lui o zi anume, el atunci anume numește Consiliul. Adică sunt niște nuanțe care o să le vorbim, noi toate o să le povestim la timpul potrivit. Iată chiar acum am votat noi bugetul. Noi trebuia să votăm bugetul vineri. Am trecut, dar, de fapt. Dar acum eu vă spun cronologic ce s-a întâmplat. Vineri erau 26 de consilieri în alianță, ei puteau să voteze liniștit bugetul. Domnul Cârnaț, cred că a avut treabă, el are familie mare, buget mic. Nu, remunerație mică. Remunerație mică, da. Și a avut nevoie să plece undeva. Au rămas 25 și noi eram 25. Au întins o oră cu întrebări, cu răspunsuri, cu tot ce vrei, în speranța că domnul Cârnaț revine. Au văzut că nu revine, au mânat-o pe marți. Din cauza dumneavoastră nu s-a votat. Dar eu nu îl acuz pe dumnealui. Nu e vorba de dumnealui. Noi insistam. Puneți acum la vot. Puneți acum la vot. N-au pus la vot. Au așteptat să vină domnul Cârnaț marți. Și marți a pus acest buget la vot. Acest buget, în fond, în linii generale, este unul antisocial. El nu este un buget care ar fi pentru Chișinău. Noi am propus câteva lucruri cu care, sunt sigur, tacit, domnul Cârnaț este de acord, dar nu poate vota altfel, pentru că asta ar însemna vorba lui domnul Ghimpu, că ar trăda alianța. Dar că deja a plecat din PL, nu mai are, cred că, aceleși exigențe. Sunt dependent, domnule. Nu, el este în alianță, da. Ți-a mulțumit și Chirtoacă, ți-a spus că ești în alianță, aveți o alianță democratică, vorba lui, eu consider că este una antidemocratică, una dictatorială, dar, mă rog, fiecare are opinia lui. Ce am propus noi? Noi am propus majorarea cu 150 de milioane de lei la capitolul cheltuieli pentru probleme sociale. Probleme sociale însemnând majorarea nu doar indemnizațiilor la căldura, la energie termică, dar și numărul persoanelor care ar putea beneficia de aceste indemnizații. Și ați avut de unde să le acoperiți această propunere? Da, erau. Noi doar propuneam surse de unde luăm ca să astupăm. Dar de unde luați? De exemplu, prioritar, eu am propus în ședință 18 milioane de lei
de la monumentul deportărilor. Este prioritar un monument sau încălzirea unor grădinițe sau a unor bătrâni? Ce e mai prioritar? Noi tot timpul trebuie... Nu încurcați grădinițele, să compensații pentru agentul termic. Asta compensații numai persoane okay, socialmente okay. vulnerabile. Da, da, da. Grădinițele, de acum ele centralizat dacă primesc compensații. Dar adică, cine plătesc grădinițele și celelalte? Nu tot părinții vin cu plată, dar uitați-vă cum se face economie astăzi sau trei zile în urmă. Au fost minus un grad sau două, trei grade noaptea și botanica toată tăiată de la căldură, nu-i economie, nu-i pe spatele părinților. Pe părinții au stat cu reșouri. Nu vin părinții cu reșouri. Dumneavoastră aveți 5 copii, îmi pare că aveți. Câți aveți? 5. Și normal așa să votați împotriva copiilor? Nu. Domnul Tedrecan. Nu, mă scuzați, eu n-ați vă întrebat pe dumneavoastră. Continuați. Aceste aproape jumătate, peste 65 de milioane, dacă în jur de 65 de milioane, noi le-am propus anume la indemnizațiile pentru căldură. Al doilea moment, noi am fost împotriva acelei subvenții de la parcul orășenesc sau municipal auto, care în urma majorării tarifelor la bilete, ei au obținut așa pretinsă sumă de 50 de milioane, ca să nu le mai dă banii din buget. Dar noi anul ăsta vedem la capitolul finanțări sau subsidii pentru transportul public 50 de milioane. De ce? De ce nu se iau de acolo banii de la transport public ca să se dea aici, la problemele sociale? Dumneavoastră ziceți că nu sunt bani? În Chișinău sunt foarte mulți bani. Trebuie să-i vezi, să te pleci, să-i ridici. Atât. Pentru că atunci când tu majorezi prețul la apă cu 100%, fără ca să te gândești că prețul cel la apă stă sub picioarele tale, doar că tu trebuie să aranjezi niște parcări cu plată, să ridici poate aceleași taxe de la piață, de la punctele astea de comerț, trebuie să te gândești de unde iei banii ăștia, nu din buzunarul cetățeanului să scoți banii. Apropo, despre punctele astea de comerț, gheretele doar sunt, cred că, foarte profitabile dacă tot apar atât de multe. Nu o să mai apară, o să dispară cu timpul. O să apară. Dacă îmi permiți să intervin pentru un moment. S-a legat problema, domnul Tudorcan, de buget. Era vineri seara, pe 29 martie. Anterior am avut o ședință pe întuneric, timp de 10 minute, și opoziția a strigat că Cărnați a votat secret noaptea unui proiect de 17 septembrie. Am spus că era 6:10. I-am spus că nu mai participă la vot noaptea. Deoarece este zi pentru aceasta. Plus aceasta, niciun comunist, consilier, nu a plecat acasă. Cu toate că nu vreți să votează bugetul. Întrebarea mi-am pus, din ce cauză nu pleacă acasă? Ca să vă asigură că nu. Din cauza că au interes financiar. În următoarea decizie, care au fost votate foarte repede, marți. Și atunci vedem, văzând că fracțiunea comunistă nu pleacă acasă, plus la aceasta, trebuie să plec și eu la grădini să-mi iau copii, am spus nu. Va fi altă zi, când se va discuta bugetul, când se vor arăta ce proiect de decizie vor vota împreună cu alții, care sunt legate de împărțirea unor pământuri sau darea în locațiune a unor încăperi. Nu s-au supărat colegii noastre din Alianța că ați plecat? Foc s-au supărat, dar eu sunt independent. De ce am venit să mă puneți în buzunarul lui Gimp sau lui Filat sau lui Marian Lupă? Asta-s fraze de lui Gimp. Nu, eu din contră, am la concluzia că nu merită acum să continuăm mai departe discuțiile, fiindcă era seara târziu. Jurnaliștii nu erau, nu erau transparențe, nu erau șefii de direcții. Nu, dar eu nu te-am acuzat. Și eu, în felul acesta, marți, toate aceste probleme care eu atunci le-am bănuit, au fost discutate una cu alta, una după alta. Și mersi opoziției că a fost foarte bine pregătiți pentru a discuta public bugetul. Bravo lor! Au rotat părțile slabe, părțile pozitive, însă, în schimb, nu l-au votat. Întrebarea, din ce cauză? Politic, nu l-au votat. Dar, nu doar politic. Domnul Tudorcan, politic. Nu, este și politic, dacă vreți, pentru că noi, să zicem așa. Dar imaginează pentru un moment că eu spunem, domnilor, eu nu votez acest buget. Nimeni nu putea să mă influențeze, fiindcă n-am nici șef de partid, nici... Dar ce argumente ați avut ca să votați? Acum și un moment. Eu, ipotetic, nu votam. 25-25, corect? Chișinău, fără buget. Profesorii, medicii, fără salarii. Fără investiții în Chișinău.
timp de 4 luni nimeni nu s-a gândit la asta. Nu, dumneavoastră, acum spuneți cine? Că era fără, fără investiții în Chișinău. Și domnul Tudercan spune în felul următor. Că noi am vrut să ridicăm compensații pentru persoane social media vulnerabile, compensații pentru căldură. Aha. Pentru domnul Tudercan. Dar, dacă nu ridicăm compensații, noi am început problema cu drumul. Dacă nu ridicăm compensații la 150 de milioane, cum ați propus voi, investițiile care cu 106 milioane în drumuri nu erau. Atunci, populismul fracțiunii comuniștilor sau drumuri reparate? Care alegeți? Nu atingi drumurile. Am impresia că acum se investește sau nu în drumuri, că ele oricum rămân de câte ori am urmărit această iarnă plombarea asta a gropilor, care tot ba vin în adânc, ba asfalt deasupra, care tot dispare. Mai mult ca atât, ce au propus opoziția, noi să ajungem la asta. Eu sunt părerea că vom ajunge la compensație, la căldură pentru persoane socialmente vulnerabile, fiindcă majoritatea merită. Fiindcă o pensie de 1000 și ceva de lei... De 600 și ceva. Nu, eu vorbesc în mediu. 1100, 1200, nu poți supraviețui iarna cu agentul termic de 1000 și ceva care îți vine numai pentru căldură. Nu poți supraviețui. Și oamenii de multe ori limitează căldura. Da, tu ai votat împotriva celorului. Domnul Tudercan, eu m-am votat în interesul municipiului Chișinău. Încă o dată vă spun. În interes. Reparații, investiții, salarii la profesori, căldură la grădinițe, doar pe ansamblu toți au câștigat. Dacă nu ne-am fi votat bugetul, documentul principal, atunci noi eram la anul 2011, corect? Păi, dacă nimeni nu s-a gândit. 2012, adică de bugetul din 2012, dar investițiile erau din 2011. Dar ce s-a făcut timp de 4 luni această întârziere? Ați discutat cumva fiecare proiect în parte? Fiecare, absolut fiecare parte, componenta bugetului, eu mi-am expus poziția în limita acestei alianțe care domnul Tudercan. S-a discutat foarte mult. Bugetul a fost transparent, a fost discutat și public. Opoziția a pus întrebări și în lectura 1 și lectura 2. Bravo, în spimii mă deranja un singur fapt. Lucrul acesta trebuie să făcut. Octombrie, noiembrie, decembrie. Ce ați făcut în octombrie și noiembrie? Am făcut tot același lucru. Am discutat lucrurile astea și în comisii la prima lectură. Am discutat, domn Cârnaț. Dar eu de acord. Dar atunci trebuie să-i votat în decembrie. Nu era unul dintre voștri prezent. Unul permanent era plecat. Ori era... Și aici, domnul de Cădată, ori era din altă parte. Anume că e vinovat Chișinău. Cei care au votat pentru Consiliul Municipal, dacă ei își expuneau votul pentru PCRM, de exemplu, 30 de consilieri să fie, atunci nu era acest blocaj. Uitați-vă, de un singur consilier... Ei, Chișinău, cum acuzi tu Chișinău? Nu, eu vorbesc... Cine stă și numără voturile? Eu vorbesc că așa au votat cei din Chișinău. Situația din Consiliu se datorează votului consilieri sau alegători din Chișinău. Deoarece, dacă Cârnați... dacă Cârnați spunea că la revedere, am plecat și undeva la odihnă, până în prezent buget nu era. Și dacă altcineva pleacă? Nu, dumneavoastră. Dar celălalt au șef. Mai sunt. Șef de partid. Același lucru, spune și Donțov. Domn Donțov de acum, dar vreau să știți de acum că cineva a fost numit șeful de vieție. Voi toți pretindeți că aveți câte un vot de aur. Da, dar tot vot de aur, precis. Și acum, cu lucrarea între primar și Consiliu. Aveți dreptate, eu am plecat problema odată la tribună. Fiindcă atunci când, pe data de 29 noiembrie, n-am avut o ședință și am ieșit la tribun și am spus eu timp de o noapte nu pot să citesc 850 de pagini, înseamnă ceva să ascunde aici. Înseamnă că ceva vrea să-și promoveze unii proiect decizii care eu nu le-am trecut. Și nu doar dumneavoastră spuneați. Nu, eu de la tribună lucrul acesta am făcut. Ulterior și pe CRM-ul, chiar așa anterior, spuneau că nu se organizează ședințele Consiliului Municipal. Ultima dată mi s-a pus 450 de... întrebări. Aceasta este o nestimă față de Consiliul Municipal din partea administrației, din partea primăriei, din partea primarului chiar. O nestimă. Eu cred, pe viitor, am pus punct aici. Nu cred. Iată, noi public, acum în fața camerei, putem spune lucrul ăsta că anume voi tolerați această relație de batjocură a primarului față de consilier. Domnul Cârnaț, ca și primarul, noi am fost aleși de către întreg municipiul Chișinău. Ca și primarul, noi suntem reprezentativi în acest Consiliu. Noi reprezentăm electoratul nostru, fiecare în electoratul său. Dar cum poți veni în ședință să iei decizia, mă scuz că mă folosesc, să spui votați întâi, aprobați întâi contractul de credit cu Berdu?
pe prima, în prima chestiune. Sau anulez ședința. Da, are și dreptate aici. Noi am vrea tot... Apoi, are dreptate din cauză. Asta și chestia e că, iată, eu nici nu mă așteptam la răspuns din partea dumneavoastră. Și din ce cauză? De ce? Că, spuneți-mi și o să văd. De ce? Că dumnealui nici nu are dreptul să pună condiții. El are dreptul doar să propună exact ca și dumneavoastră, conform legislației, ca și mine. Noi propunem o chestiune în ordine de zi și toți ceilalți o aprobă sau o dezaprobă, pe când dumnealui pune condiții. Asta e dictatură crasă, clară. Domnul Chirtoacă, și, care sper că ne urmărește, ar putea și să intervină în cadrul discuției, să ne contacteze. Nu este în țară. Asta se este în internet. Ar putea să ne contacteze pe Skype să explice ce se întâmplă. Dar voi tolerați. Eu am cerut personal. Chiar am cerut să fie dat jos din prezidiu. Locul dumnealui în prezidiu înseamnă confuzie pentru toată lumea. Atât jurnaliștii luni scriau, știi că preiau imaginea de la Privesc, și scriu ședința ordinară a Consiliului Municipal. Cum adică a Consiliului Municipal dacă e ședința serviciilor administrative? Și toată lumea, toți ziariștii, nimeni nu se indignează, domnule, nimeni nu scoate, nimeni nu șterge nimic. Domnule Tăgărcan, vreau să vă spun că pe cetățeni, pe orășeni, mai puțin ne interesează problemele voastre tehnice interne pe care le aveți și neînțelegerile dintre Consiliul Municipal și primarul. Modul în care organizează, important pentru cetățeni este să fie rezultat. Cum se obține asta e într-un fel adevărat. V-au delegat, ați spus și dumneavoastră. Păi da, dar delegat, atunci când oamenii vin și votează pentru Consiliul Municipal o anumită formațiune, să mă credeți că oamenii totuși fac diferența între Consiliul Municipal și echipa administrativă. Dar ceea ce se face de către Chirtoacă, se face intenționat această neînțelegere sau zăpăceală. Pentru că asta e un fel de amețeală pentru cei proști. Băi, dacă voi nu faceți delimitare, atunci eu în genere o să vă zăpăcesc și o să vă demonstrez că și acolo e ședința echipelor administrative și la Consiliul Municipal, care tot este supus mie, domnul, o să fie tot ședința administrativă. Nu exagerez deloc. Dacă e să urmăriți mai atent cum îl ascultă, nu zic de domnul Cârnaț, dar cum îl ascultă echipa liberală, cum îl ascultă Donțov, care tot face parte din echipa liberală, atunci nimeni nu spune. El de la tribună, de la masă, le spune cum să voteze, cum să pună problema, să tacă, să vorbească, iată așa, îi dirijează ca un dirijor. Bine, acum, totuși, primarul Chirtoacă are o susținere în Consiliul Municipal de un număr suficient de consilieri. E anume că susținerea este foarte fieră. Sunt 27. De ce? Dar este 26. 27. De ce 27? Hai să-i numărăm dacă vrei. 23. Comuniști 2, socialiști 25, Consiliul din 51, 51 minus 25, 26. Da, dar socialiștii nu înseamnă că sunt cu noi. Nu înseamnă toate asta. Toate au votat împreună. Bine, până acum e interes că îi pornesc referendumul ăsta și votează împotriva lui Chirtoacă. O precizare vreau. Până acum domnul primar s-a plâns că guvernul îi punea piedici și nu putea rezolva mai multe probleme din Chișinău. Apoi că nu îi permitea numărul suficient, nu avea susținerea suficientă în Consiliul Municipal. Acum, care e problema neînțelegerilor? Dacă îmi permiteți, abia la momentul votării bugetului s-a consolidat acea firavă alianță, dar nu știu dacă e de lungă durată, asta e problema. Firavă, din cauza 26, fiecare vot, cum a spus domnul Tudercan și alții, contează, e vot de aur. E destul numai unul supre și o plecat și de acum alianța nu mai este. Pe cetățeni nu interesează dacă este sau nu. Asta vreau să spun, că alianța în Consiliu este firavă. Și acum foarte mult contează de abilitatea domnului primar de a lucra atât cu opoziția, atât cu reprezentanții partidului Dodon, cât și cu alianța celor 26. Până în februarie. Până în februarie nu a fost determinat această alianță. Deoarece la nivelul național se era racul lebăda știuca, a ce se întâmpla la nivel național se reflecta direct și la nivelul Consiliului Municipal. Însă, nu exista până în februarie alianță în CMC? Nu.
Nu, nici n-a existat, nu a fost niciun acord semnat, nimic. Și acum la fel niciun acord. Pe reprezentanții partidilor care formau alianța. Uitați-vă în teritorii, în teritorii. În 16 raioane. Consilier Pele. În 16 raioane au făcut alianță cei din teritoriu cu PCRM-ul. În raioane, ce vezi dumneavoastră? Păi, eu vă spun, pe nimeni nu interesează ce fel de alianță. Asta și problema, vă spun eu. Eu acum sunt consilier neafiliat și independent. Și am declarat, voi vota numai pentru proiect, decizii care nu sunt corupte. Da, și acum, în cazul în care dumneavoastră ați ieșit din PL, cine stă în spatele dumneavoastră? Ce fel de alegători? Dacă ați plecat de la PL și nu mai aveți electorat PL. Eu vorbesc, reprezint locuitorii municipiului Chișinău. Am mandat reprezentativ. Pot să declar, cum deputatul spune, că reprezintă întreg poporul în Parlament, deoarece e mandat reprezentativ, tot așa pot să declar, reprezint locuitorii municipiului Chișinău în Consiliul Municipal. Dar nu-mi legați de mine. Nu-mi de exemplu, de și-au dat votul pentru Partidul Liberal. La fel cum și-au dat votul pentru Partidul Comuniștilor și acei consilieri acum care au plecat de la Comuniști. Asta e ca problema. Nu încărcați acum politica cu interesul municipiului Chișinău. Nu vreau lucrul acesta. Fiindcă atunci când în cadrul alianței a spus, domnilor, haideți să lăsați la o parte partidele, colegii sunt martori. Ci în centru nu mă interesează pe mine ca și consilier. Păi mă interesează acum ce vrea de la noi locuitorul municipiului Chișinău. Buget? Vrea. Drumuri? Nu, eu vorbesc pentru un moment. El nu vrea buget, el vrea drumuri. Nu vrea gheriete la tot pasul. Moment. Asta e o întrebare. Nu, vrea buget. Străzi care, luminate. Dacă îmi permiteți, după aceea dumneavoastră interveneți. Vrea buget, că în bază bugetul se vor face investiții. La fel, vor taxe din cauza că dacă noi taxăm gheretele, gheretele dispar. Vor ca să dispare jocuri din noroc, deoarece până în prezent, cei care aveau un aparat de joc din noroc plăteau 4.000 de lei. De acum înainte vor plăti 15. În felul acesta, prin aceste taxe locale, noi punem acest agent economic într-o situație neprofitabilă, ca ulterior să se închidă. Inclusiv benzinăriile care de la 2.000 vor plăti 10. La fel, inclusiv benzinăriile în prezent acum plătesc 10.000 de lei pentru fiecare. Nu se va răsfrânge asupra prețului la combustibil? Asta e anriul, e altă problemă. Noi am pus taxe locale. Dacă noi, la fel și cazinourile, de la 75.000 s-au ridicat la 150.000. Pe de-a benzinăriilor. Un moment, dacă îmi permiteți să gândă după aceea intervenția noastră. Ceea ce am votat eu, am votat interesul celor din municipiul Chișinău. Și pentru mine nu contat că-i PL de mie, că-i PL, că-i PD sau că-i domnul Donțov. Eu consider că anume aceste decizii trebuia să fie votate. Inclusiv și opoziția. Din punct de vedere tehnic și domnul președintele a fracțiunii, Golovin, au participat la unele ședințe la masa rotundă când discutam taxe locale. Și inclusiv dumnealui a propus 5.000 de lei, eu sunt martor, ca să fie taxat fiecare aparat de casă atunci când vinde țigări. Asta e aparține ideea domnului Golovin. Nu e nimănui. Bună, noi asta nu. Avem susținut. Numai că n-a susținut-o din cauza că pe CRM-ul vede din punct de vedere politic cu cât e mereu în municipalitate, cu atât e mai bine pentru ei. Fiind că ei sunt pregătiți, vină la putere. Nu e adevărat. E adevărat, domnul Tudercan. Și încetați. Eu vedem că dumneavoastră... E o întrebare pentru domnul Tudercan. Se poate potrivă. Mai rău? Nu se poate mai rău. Mai rău de unde mai rău? Cât de rău? Este imposibil. Eu am vorbit de multe ori cu referire la activitatea primăriei. Consiliul Municipal, fiind lipsit de un organ care i-ar planifica, în primul rând, activitatea pe cel puțin jumătate de an. Iată, eu dacă îl întreb pe colegul nostru, colegul meu, pe domnul Cârnaț, ce avem noi de votat pe următoarea jumătate de an? Sau pe semestrul 2 al anului care se desfășoară, dumneavoastră nu o să-mi spună. Nici eu nu o să spun. Există secretariat? Nu avem nici un plan de acțiune al Consiliului Municipal. Eu sunt președintele Comisiei pentru Probleme Sociale, Educație și Sănătate, Cultură și Mass Media. Eu, la fel, nu știu care vor fi problemele care ar parveni în comisia noastră pentru a le discuta. La noi, prima jumătate de an, tradițional deja, se discută bugetul, a doua jumătate de an, se discută rectificarea și redistribuirea mijloacelor financiare. Altceva noi nu putem discuta. Și interesele primarului sunt în acești bani. Mai ales, vorbesc, mă întorc încă o dată, la asamblarea
trolebuzilor, o chestie absolut tâmpită din mediul din Evul Mediu, pentru că se știe că o unitate mică nu poate da randament mai mare decât o uzină sau un complex industrial cum este cel de la Minsk. De unde dumnealui încearcă să convingă consiliere și municipalitatea de faptul că un troleibus asamblat în Chișinău va fi mai ieftin decât unul adus de acolo? Cu 10.000 de euro, dacă nu așa. Cu 10.000. Nu, asta este imposibil. Sau dacă faci o chestiune de reboot permanent, se vor aprinde troleibuzele așa cum s-au aprins ieri unul numărul 21. Da, numărul 21. Atunci da, cred că se poate aduce piese nu din Belarus, dar le aduci din China și orice se poate reasambla aici. Dar administrarea atât de proastă în halul ăsta cum se face acum în Chișinău, nu cred că poate există undeva în genere în lume. Vreau să vă întreb dacă am urmărit cineva randamentul. Dar, Lie, mă scuz, că eu revin iarăși, mă întorc în buget. Una din motivațiile noastre, mai în glumă, mai în serios, dar ea devine de acum, nu mai devine glumă, dar devine la modul serios, de a nu vota bugetul este de a nu da acestor funcționari de la primărie prilej de a fura acești bani pe care noi îi votăm. Oricum anul... Din la bugetul de anul trecut până la bugetul de anul ăsta au fost arestați 3 funcționari pe motive de corupție. Și am zis așa, foarte simplu. Dar nu luat bani din buget. Dar de ce să vă dăm noi banii bugetari și voi să-i furați, să vă prindă CNA-ul și să vă ducă la închisoare? Dar nu mai bine stați fără bani și rămâneți acasă, domnilor, la familie și nu mergeți la închisoare. Bine, bugetul oricum a fost votat, eu vreau să... Bugetul a fost votat, sigur, fără noi. Vreau să vă întreb dacă a urmărit cineva randamentul pe care l-a obținut parcul de troleibuze după ce au fost majorate taxele, pentru că pe asta s-a mizat atunci când s-au scos anumite compensații. S-a urmărit. Și majorarea prețului ăsta care a fost... Sunt opiniile experților și... Eu dacă aș interveni pentru un moment și domnul Tudercan atunci când a spus că puteau fi luați bani de la barcul urban de autobuz, 18 milioane. Nu, 60, aproape 60 ceva de milioane. Eu am zis de 18 și date 18 de acum... 18 de la monumente. Bine, 60 ceva de milioane și date de acum pentru compensație la agentul termic. Însă, noi uităm de fapt că o parte din populație circulă gratis prin municipalitate. Poliție, SIS, armată... Nu au dreptul nimeni să este compensată de către ministere. Uitați-vă noi, uitați la anexele, la decizia cu privire la buget. Și veți vedea ce categorii de persoane de acum sunt scutite. Domnul am votat pentru aceasta, domnul Tudercan. Eu n-am votat. Acum, aceste compensații nu trebuie să le acordăm acestui parc de autobuz din municipiul Chișinău. Dar... Aici a fost și până acum. Dacă după majorare, vreau să vă întreb, s-a văzut eficiența acestei majorări? La aceste idei vreau să spun. Referitor la regia de transport electric, eficacitatea acestei întreprinderi lasă mult de dorit. Dar venitul întreprinderii s-a mărit. Întrebarea să vedem în ce măsură noile troleibuse care au fost aduse în municipiul Chișinău a ridicat randamentul regiei de transport electric. El vor fi ridicat, pe viitor vorbesc, nu acum. Acum de 15% a crescut. Pe viitor va crește de 50-60%, deoarece la această întrebare a dat răspuns când a făcut grevă șoferii de maxi-taxi. Atunci randamentul regiei transport electric a crescut de 2 ori. Dar nu a fost 100%. 50, da. De 2 ori. În așa situație, pe viitor, dacă noi vom redirecționa rutele la periferii și vom da posibilitatea ca transportul public municipal să circule pe arterele principale, randamentul va fi mult mai mare. Dacă în prezent vom păstra situația, randamentul este minimal 15%. Dar eu vă dau o întrebare la chestia asta. Dar cine o să facă lucrul ăsta? Consiliul Municipal, orice reformă care se face, Consiliul Municipal trebuie să facă decizii. Dar cine va executa dacă nu are cine? Domnul Cârnă. Asta e altă întrebare, referitor la resursul uman. Eu despre asta vorbesc. Cine în primărie poate ține sub control cel puțin? Pentru că
Și noi toți ne-am pus întrebarea. Iasă, domnule, șeful regiei transport electric spune că eu am 650.000 pe zi în fiecare zi de la, venit de la transport. Când au făcut ăștia grevă, eu am făcut 1.300.000. Păi dacă ai făcut, băi nene, 1.300.000, înseamnă că tu poți lucra fără orașul, se poate descurca fără aceste microbuze. Automat, a doua zi trebuiau să fie redistribuite, trebuiau să se facă aceste remaniere. Dacă îi permis să devin pentru un moment, nu. Atunci așteptau stații câte jumate de oră. Nu mai aștepta nimeni, atunci a mers ceas. Nu, domnul Tăderkan, nu aveți dreptate aici. Nu e număr suficient. Nu avem număr suficient de trolebuse pentru a locui în prezent ăsta maxi taxi. 20% din trolebuse stăteau în parcuri. Ia să-l întrebați. Eu din raportul lui am luat. Pasagerul e pus în pericol în astfel de trolebuse. Plecați-mi în vasă, vedea că au 30 de ani. N-a anunțat așa... lucrul ăsta. El a spus că el dacă le face și le pune pe toate, el le pune pe toate, dacă îi spune. Dumneavoastră spuneați că, au crescut veniturile după ce s-au majorat taxele. Din acest surplus nu se puteau de reparat sau de procurat alte noi ca să fie... Dar nu, i-a fost o zi sau două. Nu, ziceam de surplusul acumulat de majorarea de transport taxelor la regie, în general. Majorarea prețului la călătorie. Eu sunt de părere că orice lucru are anumită durată în viață. Nu-i management. În așa situație, dacă trolebusele au termen de exploatare de 20-30 de ani, aceste trolebuse de acum trebuie să fie scoase din circuit. Și readuse de acum trolebuse noi, cei care în prezent le asamblează în municipalitate sau în Belorusia. Dacă noi nu vom avea transport autobus de acum economic, Mercedes-uri Germania, sau dacă nu vom avea troleibuse acum care au o economie de 35% energie 35%, noi nu vom avea pe viitor venit, fiindcă ceea ce avem acum veche în parc nu corespunde standardelor contemporane. Dar credeți că reasamblarea sau procurarea unor autovehicule de astea care au fost folosite și care se învechesc mai repede decât încep să activeze la noi. La noi 76% din parcul de automobile, tot parcul din Republica Moldova, este mai vechi de 10 ani. De autobuze. Nu, eu vorbesc și mașini mici și mașini mari, 76% sunt mai mari de 10 ani, corect? Care mașini mici? La particulare. 76% din toate mașinile din municipiul Chișinău, din Republica Moldova, 76% sunt mai mult de 10 ani. Și mi-va spuneți că dacă nu vom importa autobuse de 2-3 ani de zile, ele ce? Nu vor fi exploatate încă 7-8 ani de zile? Eu sunt părerea că da. Domnul Cărnaț, dar la tema asta, dumneavoastră trebuie să cunoașteți, nu știu, către dumneavoastră, către noi s-au adresat persoane fizice care propun deja proiecte cu aducerea în decurs de 2 ani pot și 500 de mijloace de transport să aducă. Administratorul rutii numărul 8, domnul Alexa. Da, eu știu, Alex. S-a desas la mine. A adus proiectul, uitați-vă, domnul, nu trebuie voi să băgați niciun ban, nu trebuie voi să subvenționați nimic. Dați-ne rutile, dați-ne autorizație și noi vă transportăm unde vreți. Vă ducem... Problema de bază. Și el a spus așa, zice, nici nu trebuie business planul să faceți. Regie Transport Auto a demonstrat că pentru mijloace de transport mari, cum ar fi autobuze, nu microbuze, dați-mi ruta, să zicem, studenților telecentru. El pune autobuze sau trolebuze din contul lui, el le subvenționează, el le cumpără, el le aduce, el le întreține, municipalitatea nu cheltuie un ban. Din potrivă, el plătește. Eu susțin astfel de idei. Parteneriat public privat. Dar de ce nu se mișcă, domnul Cărnaț? Asta e problema. De ce nu mișcă nimeni? Aici, domnul Tăderkan, aveți dreptate și loviți în locul care pe mine cel mai tare mă doare. Dacă noi vrem cu adevărat... Treceți la noi, facem o alianță și hotărâm problema. Domnul Tăderkan, ați fost la puteri zmevați până în 2007 sau până în 2009 la nivel național. Nu am fost. Drumuri mai bune nu au fost. Ei, cum primăria nu a fost mai bine administrată. Hai să nu vorbim ce a făcut. Ce au făcut comuniștii până în 2009? Supărați pentru că dumnealui tare se bucură de drumurile care mai țin și până acum. Adică ce? Drumul de la Leușeni până la Chișinău nu de comuniști. Hai să-l lăudați acum. Eu vă spun că per ansamblu. Nu luați unul sau două. Per ansamblu vorbesc. Eu vă spun ce nu s-a făcut. Dar ce și s-a acum făcut, pot să vă spun. O idee referitor la primarul general. El este o persoană politică, abilă. Politică face din tot ce dorește. Dacă a putut să gestioneze un astfel de consiliu, ca să nu numească viceprimare timp de aproape 2 ani de zile, bravo lui. Și uitați-vă că dacă aspect comparat,
ăsta, orașul nu este mereu administrat cum a fost. Da, până... sigur. Ce vorbiți? Domnul Tudorcan, e subiectiv acum. Nu există viceprimar. Eu am ridicat problema. Dacă vrei cu adevărat să investești 2 miliarde și 800 de milioane, în regim de urgență trebuie să-ți formezi echipa de viceprimari, nu trecut prin Consiliul Municipal. Numiți pretori. Sectorul Centru, sectorul Buicani. Acum sectorul Râșcani. Acum, sectorul Râșcani sunt o întrebare. De trecut șefii de direcție. De trecut de acum, cu orice preț, toate persoanele care au dat dovadă că nu sunt de echipă. Adică de trecut o dată prin ciur. Dacă va face echipa și va gestiona cu adevărat bani, 2 miliarde și 800 de milioane, noi vom avea randament. În caz contrar, dacă rămânem cu aceeași echipă, departe, noi nu mișcăm. Vom face numai politică. Pe mine nu mă interesează politica. Mă interesează ce am făcut eu ca și consilier. Și atunci când m-am întrebat pe Meteu ce ai făcut, am ridicat taxe locale. Da, asta nu e să mă întreb. Ai ridicat tarifele eu la... Eu am contribuit ca să fie scoase din municipiul Chișinău jocuri de noroc. Familiile unde copiii... Nu puteți așa, domnul Cărnaț. Nu, eu vorbesc... Deci dumneavoastră ca și reprezentant al acestei alianțe trebuie să purtați răspundere pentru tot ce face alianța. Domnul Dercan. Mă scuzați, așa e ușor. Eu n-am votat asta, n-am votat corect. Asta, dar fac parte din alianță. Nu e corect. Domnul Dercan, eu fac parte din alianța pentru adevăr și non-corupție. Atunci mi-am spus întrebarea, când domnul primar pune în față Berdu, adică a pus Berdo. Știa prea bine că atunci când vom trece la întrebările funciare, arende... Dar ce întrebări funciare când de fapt sunt interesele cetățenilor? Cu privire la darea în arenda unui lot de pământ. Să știi prea bine. Arenda se dă în baza licitației. Și este lege, că eu ne scrie negru pe păi stai, domnul meu, stai un pic. Dar permite acum, după ce intervenim? Dar de ce secretariatul nu pune chestia asta în departe, referitor la... De ce nu face cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune, să știi prea bine că se face prin licitație. Și dacă domn primar știe prea bine că unii proiecte decizii vor fi votate și de unii și de alții, el pune problemele, deciziile politice, buget, taxe, BIR. Bugetul e o decizie politică? Anume bugetul e decizie politică. Vrem sau nu vrem? Da, e cele mai mari economico-politice. Vrem sau nu vrem? Adică banii au anumite direcții. Fiindcă, dacă ne deplasăm un pic de politic, vreau să vă întreb totuși ce se întâmplă cu ghiretele în capitală. Pentru că există o hotărâre a Consiliului Municipal din 2008. Care interzice amplasarea noilor gherete în centru istoric, pe străzile din centrul capitalei. Și noi oricum urmărim nu doar că apariția sporadică a unor gherete, dar a unor rețele și extinderii. Au fost mai multe investigații la acest subiect, chiar și agenția noastră a făcut investigații jurnalistice după apariția acestor gherete. Cineva lobează interesele acestor obiecte care schimonosesc. Aici este doar o singură chestiune. După părerea mea, acea decizie a fost pentru a înlătura unei agenții economici care erau deja stabiliți în piață și aveau unele ghirete și de a pune pe alții care ar fi fost persoanele lor. Nu, cum ar fi, cum se numea Mega Press sau cum Mega se Press, da. A fost o rețea. Pe urmă au apărut... Cine e proprietar la Mega Press? De-ai voștri. A cine? Domnul de care vă rog frumos, nu avu ăștia noștri. Eu suntem, m-am pus întrebare, poate cunoaște. Nu știu, eu se vorbea că e fratele primarului, se vorbea că e o rudă de-a primarului. Eu nu vreau acum să dau nume ca să nu... Dar până la urmă au fost foarte multe sesizări și din partea consilierilor. S-a sesizat atunci oficiul Cancelarei de Stat. Acum vedem o parte din aceste gherete, din această rețea mare care în condiții dubioase potrivit mai multor consilieri au obținut aceste autorizații. Pentru că nu poți într-o singură zi să obții foarte multe autorizații la pachet. Dar hai să vă întreb altceva. Și acum o parte din aceste gherete au început activitatea, o parte stau închise de atunci, așa cum le-au instalat. Și, într-adevăr, schimonosesc aspectul municipiului Chișinău. Nu aduc nici profit celor care le-au pus, agenților economici. Și totodată nu îmbunătățesc aspectul orașului Chișinău. În cazul ăsta, mă întreb... Ele sunt niște colibi. Cum poate să aducă beneficiul aspectului? Și nici nu era locurile în care au fost amplasate. Există o sumedenie de imagini. Locurile în care au fost amplasate nu au deficit de gherete în jur.
deficit de presă, de produse de tutun, apă, alte bunuri care se comercializează în aceste gherete. Care a fost necesitatea? Eu, clar, dumneavoastră ați intuit cam ce răspuns aș da eu, dar vreau să mai adaug o chestiune la lucrul ăsta. Cam cum credeți, ar cui ar fi gheretele care se numesc Avicola Floreni? A cui sunt? Dar dumneavoastră nu vă... Iată, eu las pentru telespectatori să se gândească la... Poate cine, ne spuneți. Poate spuneți. Dar cine vine de la Floreni și e deputat în Parlament? Ne spuneți mie. Dar nu știți? Eu tot nu știu dacă sunt ale lui, dar intuiesc că odată ce a fost... cum îl cheamă? Valeriu Munteanu? Uh-huh. Da, a fost directorul la Avicola Floreni. El știu că a fost primar la Floreni. A fost și director la această fabrică. Din fabrică de păsări, da, în vedere. Da. Dar, lumea vorbește că sunt ale lui. Așa spune lumea. Dar uitați-vă poate paradoxul și absurdul. Uitați-vă la strada Docuceaiu. Sunt două. Nu era destul una. Două, domnule, una o pune pe strada Vasile Alexandrii, alta o pune pe strada Docuceaiu. În condițiile în care toți tindem spre o capitală europeană, chiar și primarul spune că atunci când avem mari centre comerciale, unde se poate de cumpărat tot și la un preț același ca și aproape același ca și în piață, ca și la aceste gherete, la ce bun se permite ca ele să apară? Un moment, eu aș fi dorit să aduc problema numai gheretelor. Gherete avem 4.000. În municipiul Chișinău. Am avut 4.800, s-a micșorat numărul lor cu 800. Aici sunt ultimele date statistice. Adunem moment, noi avem de acum cărucioare care nu sunt mai rele ca gheretele. După aceea, noi avem bodegi, avem... Cărucioare de care zici? Adică mari, mese ambulante, remorci, toate strică înfățișarea municipiului Chișinău. Dacă toate strică, atunci slovim în toate, nu numai în gherete, dar în toate. Gheretele apar mai vizibil, pentru că cel cu un cărucior ambulant astăzi a fost aici, mai ales în perioada când apar fructele, legumele, apar vara, apar și aceste cărucioare, aceste remorci, care vând pe alături de piață. Între altele, municipiul Chișinău sunt peste 1.000. Dar atunci cum dumneavoastră le explicați lucrul acesta? 1.000 de mese mobile? Nu, aici trebuie mese mobile, după aceea frigidiere care a înghețat apă. Eu vorbesc de frigidiere. Eu vorbesc de toate. Haideți să vorbim despre gherete, pentru că reprezintă o construcție semi-capitală, pentru că are fundament, este plasată, ocupă o parte din loc. Eu sunt de acord, eu vorbesc de toate. Jumătate de trotuar. Atâta timp cât noi avem spații comerciale unde este respectată igiena, unde există WC-uri pentru vânzători, și unde există cât de cât un control din partea Direcției Sănătății Publice, noi trebuie anume să tindem ca gheretele să fie închise totalmente și de acum comerțul să fie trecut în aceste centre comerciale specializate. Nu este convenabil să arunce înapoi Chișinău cu toată problema asta. Dacă permiți să-mi gând după aceea dumneavoastră interveneți. Referitor la gheretele astea de competența pretorilor de sector. E de competența pretorilor. Și multe gherete scrie amplasarea provizorie. Eu când am ridicat problema dată, 50% scrie amplasarea provizorie. Nu e nimic mai veșnic decât provizorul. Și dacă este așa și este decizia din 2007, dacă nu mă înșel, nu 2008, referitor la că se interzic pe 2008. Viitor. Da, și 2006 a fost o decizie. 2006-2008, da. Se interzice pe viitor amplasarea. Ei au găsit modalitatea provizoriu. Și e de competența pretorilor. Nu întâmplător, domnul primar a ridicat problema referitor la pretorul interimar de la sectorul centru. Când a spus că a permis de acum în jurul pieței. Dar, întrebarea, cum ne luptăm cu aceste gherete? Dacă legea îi permite. Decizia îi interzice. Dar ele apar. Noi putem lupta prin ele numai prin metoda economică. Deci s-a propus. Domnule Cărnaț, atunci când și nouă ni s-a spus că pretorii sunt cei care permit în ultima instanță, pretorii au spus că nu este adevărat, pentru că trebuie să fie decizia de la direcția, de la o direcție, de la altă direcție și pe final pretorii, dar fără a avea aceste semnături de la direcții care se subordonează primarului, ei nu își pot pune semnătura finală. Semnătura lor e de avizare, practic.
pentru că autorizația le eliberează direcția comerț. O altă autorizație le eliberează medicina sau sănătatea. Grozav, sau altcineva. Direcția comerț, cui subordonează? Mai este și direcția... Domnule consilier, mai este și direcția construcții, arhitectură, care la fel trebuie să le permită să le facă o schemă, să le permită amplasarea acestei gherete. De acolo pornește. Pentru că direcția arhitectură este cea care eliberează pentru prima dată acea autorizație care, pentru amplasarea acestei gherete. Apoi autorizația de comerț. Nu dați, toată lumea dă vina pe final pe pretori, care își pun o semnătură de dacă avizare. Dacă pretorii ajung la concluzia că deciziile interzice să fie amplasate, ei nu mai pun viza pe ultimul document. Dacă nu pune viza, atunci poate să conteste în instanța de judecată. În instanța de judecată... Știți cum se întâmplă? Nu, eu vă spun... Pretorii dau vina pe reprezentanții direcțiilor dau vina pe altcineva. Și iată așa durează toată chestia asta. Eu nu mă bag în discuția dumneavoastră, văd că vă pricepeți bine la comerț, dar după părerea mea, lucrurile astea se întâmplă. De ce? Că tot Chișinău e transformat într-un mare, mare bazar. De ce? Pentru că populația asta care vinde, nu vine la vânzările astea de atâta că îi place foarte mult comerțul sau îndeletnicirea asta de negoț, dar pentru că nu are unde lucra. Nu sunt deschise noi locuri de muncă, după specialitate, noi avem foarte mulți economiști, avem foarte mulți juriști, avem foarte mulți bucătari, avem foarte mulți zugravi și așa mai departe. 500 de mii din populația Moldovei lucrează gastarbeiter în Rusia. Câte locuri de muncă s-au deschis în acești 6 ani, domnule Cărnaț, de când e Chirtoacă aici, primar? Nu, păi, câte locuri de muncă s-au deschis în capitală? Pentru capitala este un loc de muncă, doar no, că... Păi stați, că asta este inițiativa de jos a cetățeanului. El vine săracul cu mită la funcționarii primăriei ca să-i dea voie să deschidă o gheretă cât de cât cu o patentă sau cu nu știu ce acolo, care nu se știe peste 2 zile ce va fi cu ea. Uitați-vă cum ies ăștia la proteste și fac greve. Dar eu când zic că nu merge niciun domeniu pe municipiul Chișinău, el nu merge. Ceea ce se face în construcție, s-a pornit prima casă, proiectul prima casă. Domnul Cărnaț, câte apartamente s-au dat în exploatare în Chișinău care sunt dirijate de municipalitate? Pentru că eu pot să vă spun, în 2011 s-au dat în exploatare 5.000 de apartamente, dintre care municipiul câte a dat? Mai mult de 100-150? E normal așa să dai de la 5.000 de apartamente, le dau agenții economici independenți și 100-150 de apartamente, eu nu mai vorbesc de case particulare, în 2011 s-au dat în exploatare alte 5.000 de case. Case particulare, făcute pe teren. Domnule Drăcan, e o problemă gravă asta, dar întorcem la gherete. Dacă îmi permite. O singură întrebare avem de pe Skype. Gheretele, de la Anatolie. Vă spun care e problema gheretelor. Eu, domnule Todircan, o întrebare avem de la Anatolie. Ce se întâmplă acum cu depozitarea deșeurilor menajere la poligonul din Țânțăreni? Dacă s-a rezolvat problema sau nu? Pentru că anterior au existat și proteste. Vreau și eu să vă întreb același lucru. Cum s-a rezolvat, dacă s-a rezolvat? Nu s-a rezolvat nicicum. Municipalitatea ne promite că se vor înțelege cu oamenii de la Țânțăreni ca să se deschidă poligonul sau gunoiul ăștia de la Țânțăreni. Deoarece dumneavoastră cunoașteți că se fac proteste deja acolo la Bubuieci. Oamenii nu mai pot de mirosuri și de nocivitatea care vine de la acea gunoiul ăștia deschisă ilegal, pentru că este o gunoiște la Bubuieci în mina Purcel deschisă fără autorizație, nu au niciun fel de autorizație nici de la Ministerul Ecologiei, nici de la celelalte autorități care ar trebui să permită depozitarea gunoiștii. Nu se rezolvă cazul acela, hai să zic, blestemat cu arderea gunoiului și bine că nu se rezolvă, pe de altă parte, pentru că noi ne-am sufocat cu toții în apropo, ce-i cu proiectul, ce-l apate cunoașteți? E în judecată, din câte știu eu. E în judecată, dar ce v-a spunea că nu este investitor serios? Adică, păi, dacă nu e investitor serios, de ce domnule, nu se face, contractul, nu se face ca în toată lumea, să nu se ardă acest gunoi, dar să se proceseze, să-l proceseze și să-l prelucreze. Iarăși sunt doritori de a investi. Iarăși sunt investori pe acest segment.
Dar se stopează pentru Anatole, da? Anatole, dacă se va hotărî această problemă de a merge în direcția țânțărenilor, se vor revolta țânțărenii. Dacă nu se va mișca în altă direcție, atunci va fi catastrofă Chișinău ecologică. Sigur, eu sunt de părerea că acest poligon de la Țânțăreni are o capacitate de a primi gunoi ăștia din municipalitate, dar pentru aceasta trebuie organizat condiții. Și cei care din Țânțăreni trebuie să primească compensare dacă ei suportă aceste consecințe. Noi vedem, dintr-o parte, creăm nou luxul când ducem gunoi încolo, în detrimentul sănătății unor persoane. Dacă se va găsi limbă comună cei din Țânțăreni, precum că pentru depozitare, voi garantați că nu puneți în pericol apele friatice, nu puneți în pericol viața și sănătatea, luați evidență medicală, controlați toți locuitorii, boli și mai departe, pentru fiecare, dacă vor acorda anumite compensații referitor la medicamente, atunci s-ar putea să cel de urmă să cedeze. Dar dacă nu cedează, întrebarea cum rezolvăm problema? De competența cui este acest poligon? Cui, în gestiunea cui se află el? Cine este proprietar? Dacă noi rezolvăm această problemă referitor la proprietate, că este municipalitatea, fie că este administrația publică locală de la Țânțăreni, de aici, de acum, se vor stabili anumite raporturi juridice prin intermediul Ministerul Mediului, fiindcă ei e acel organ care este responsabil de... Și cât timp aveți la dispoziție? Nu mă întrebați pe mine, domnule. Eu sunt consilier independent. Noi avem 23 de comuniști care au obligațiunea. Noi mai avem timp. Avem vreo 5 minute și mai avem o întrebare. Ați spus că există responsabilitatea. Eu doar unor foarte primitiv vreau să explic o chestiune. Și eu voi face presiune asupra administrației publice locale, inclusiv asupra ESA Edilitatea, ca în cei de urmă să găsească limbaj comun cu cei de la Țânțăreni. Asta nu se va găsi. Acest poligon nu de azi, nu de ieri. Acolo s-a depozitat deșeuri la toate administrațiile. 10 secunde vreau să vă explic ce înseamnă poligon clasic. Poligonul clasic înseamnă cociașcă. El trebuie să aibă o scurgere a apelor nocive care vin din ploaie, din natură, de unde vreți, care se adună într-o stație de epurare și nu pleacă în râulețe, în izvoare și apoi vin în consumul cetățenilor de acolo. Atâta timp cât acest poligon acum este o ceașă închisă, nu are nicio scurgere nicăieri, el nu-i pregătit, aici trebuie pompați bani ca să faci această scurgere. El da, el e făcut, are straturi de lut, de tot, mă rog, de la natură. A fost selectat bine, dar n-a fost dus la capăt în perioada când trebuia să fie dus la capăt. Și decât să bagi bani ca să faci această scurgere a apelor naturale, mai bine e să investești bani într-o fabrică de procesare a gunoiului și de prelucrare ulterioară a lui, care îți dă și bani, îți dă și energie, dacă vrei, îți dă multe, multe, multe beneficii și se întorc înapoi, pentru că în lume, deja, gunoi nu mai este gunoi. Dar uitați, nu-ți gândesc să investească în fabrică de procesare. Dar nu permite, eu vă aduc doi azi, dacă vreți, până în seară, vă aduc doi investori care ar pune pe picioare tot așa și compania italiană spuneau că vor margini ecologic pură și până la urmă s-a dovedit niște pic. La noi nu se permite, după legislația noastră, cunoașteți, nici arderea frunzelor. Nu tocmai să arzi tu gunoiul care, dacă nu îl ai în cantități enorme, cum ei au cerut, atunci ei trebuie să-l aducă încă și din Europa, de prin România sau din alte țări, cu vagoanele scare aici, ca să ne polueze nou aerul. Domnule Tudorcan, avem o întrebare de la Tatiana privind participarea dumneavoastră la acțiunile Congresului Civic. Ce v-a determinat să ieșiți la aceste acțiuni și prin astfel credeți că puteți rezolva mai multe probleme cu care se confruntă locuitorii capitalei? Congresul Civic nu este o, hai să zic, o formațiune politică a vreunui partid sau... Este un conglomerat de oameni, de cetățeni, care au o poziție civică și care sunt împotriva acestei alianțe. Pe scurt aici vorbesc. Dacă nu te aranjează ceva în faptul că ești condus de oligarhie, că ești condus nu pur și simplu de oligarhie, dar ești condus de oligarhie mafiotizată sau
contrabandistă de cei care au relații cu lumea interlopă, atunci, bineînțeles, că trebuie să fii membru acestui congres civic, care își propune prin mijloace legale să impună aceste guvernări să plece de la guvernare. Să plece de la putere, atât. Dar cum să plece? E dar puterea, dar să cucerește. Dar cum a plecat în Bulgaria? Dar cum au plecat în Slovenia? Dar stați un pic. Dar cum au plecat în Islanda? Și ce vorbiți? Demonstrați sunteți mai bine, mai bune. Aveți guvern de opoziție. Nu-i vorba de noi. Nu-i vorba de partidul nostru. Partidul nostru doar susține. Congresul civic permanent a susținut partidul PCRM. Dar se vede din declarație. Dacă dumneavoastră sunteți mai buni, eu vreau să văd proiecte de lege de alternativă, cabinet de miniștri de umbră. Adică proiecte viitor la integrare, dar nu mai cu populism. Dar nu știți câte proiecte de lege de alternativă sunt în da, eu m-am văzut care sunt jumătate de an v-ați plimbat prin la țară, n-ați fost în Parlament. Băi, ăsta e ce? Asta e opoziție? Îmi pare rău destul de opoziție. Nu, trebuie să vorbiți așa, nu, dar nu spun realitatea. Dumneavoastră nu cunoașteți. Ajungeți și în Parlament Poftiți? Data următoare. Dacă... De ce nu? Dar pe listele cărui partid? Nu, referitor la liste, nu cred. Eu acum sunt independent și vreau să-mi fac treaba în cadrul Consiliului Municipal și o fac bine treaba. Și domnul Tudorcan nu neagă faptul ăsta, fiindcă... Nu, neg. De ce nu neg? Adică... Aș vrea să-mi spuneți fiecare câte trei lucruri, domnule Tudorcan. Sociale? Eu suport că nu faci bine. De sunt sociale și interese Chișinăului. Aș vrea ca au trecut câțiva ani de când sunteți consilier, câte trei lucruri cu care vă mândriți, pe care le-ați făcut în interesul cetățenilor. Personal am sesizat Procuratura Anticorupție pe 21 de cazuri de corupție din cadrul municipalității. La fel am luptat cu unele întreprinderi care cheltui banul public. Mai ales vorbesc de SAE Delitatea, precum că nu este gestionată în interesul municipalității. Referitor 3, am luptat cu orice preț ca în cadrul Consiliului Municipal să respecta principiul transparenței. Până ce n-am reușit, dar voi reuși. 4, s-ar putea să lupt cu aceste gherete care nu face față municipalității. 5, păi s-ar putea să fie scos... Eu mă mândresc cu faptul că am încurcat autoritățile să închid o școală. Vorba de școala de la Condrița. Am fost personal acolo, la adunarea părinților, când se punea problema de anume de lichidarea acestei școli. Al doilea moment, mai fac parte din Consiliul de Administrare al Fondului Social, unde se discută foarte, foarte multe cazuri de acordare diferitor ajutoare materiale, particip acolo. Și m-am opus unei poziții de a acorda cu ochii închiși indemnizații celor care au pătimit în urma fracturilor din cauza că unii funcționari de la primărie nu își îndeplinesc bine funcțiile. Adică fracturi, vă amintiți când au înghețat trotuarele și... Nu, dar primarul aici a intervenit bine, parcă a dat compensații la vreo persoană. Păi dai normal așa, în loc să curăși trotuarele, tu dai indemnizații cetățenilor. Dar rupi picioarele și în Japonia, când au înghețat drumurile doar, domnul Tudorcan, fericit. Și al treilea moment este în genere lucru de președinte a Comisiei Cultură, și de consilier în Consiliul Municipal, unde eu cred că mă văd că nu sunt unul de umbră, dar sunt unul activ. Legătorii vor fi cei care vor da nota. Eu nu pot să... Adică aș putea să vă enumăr acum 15 lucruri pe care le-am făcut, dar cred că toate se sumează la faptul că... Important să fie rezultative și acele sesizări pe care le-a făcut domnul Cârnaț și procuraturii și Centrului Anticorupție. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mai există teme de discuție și inițiative care ar merita să fie abordate în public. Sper să ne mai vedem la o altă emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. La revedere!